suntem în Piața Victoriei, unde are loc un meeting pentru pace împotriva implicării României în conflictul din Ucraina. Sau cum a zis un băiat aici, în borșul dintre ruși și ucrainieni. Borș care fierbe de mult, adică acolo e un conflict mult mai vechi. Cei care au sosit aici consideră că nu trebuie să ne implicăm în acest război, mai ales că ambele țări nu ne sunt deloc prietene, iar Ucraina în momentul de față deține ilegitim și ilegal niște teritorii moștenite de la Uniunea Sovietică, teritorii românești. A fost adus aici și declarația Parlamentului României din 1991, în care România avertiza Ucraina că are aceste teritorii în mod ilegitim. În curând va începe și un marș. Cei care vedeți acest videoclip în timp, puteți să veniți, deci este ziua de 24 ianuarie. În jurul 12 marșul va avea loc probabil pe la 1:30.